dar n-a calculat în basket, prin Moldova, la categoria 19, s-a închiriat astăzi aici, în sala de sport a colectivității de Barcelona. Vă mulțumim tuturor echipelor care ați luptat pentru a ajunge la acest campionat și, bineînțeles, că este cel mai mare de la o echipă care și-a participat în aceste două zile, pentru a desemna campioana regiunii la, să zicem, cluburile de amatori, semi-profesioniști, basketului din Moldova. Mulțumim părinților care vă sprijină în dezvoltarea voastră, conducerilor cluburilor sportive care acordă atenție în ce se performați și vă dorim în continuare să aveți rezultate din ce în ce mai bune la următoarele categorii, dacă cei care părăsesc acest nivel urmărit și plecă din eret, iar ceilalți care pot la mâine să aibă o amintire frumoasă la această ediție. Vom privia profesorii, antrenorii, delegații echipelor participante la turneul final, un certificat de participare la turneul final la campionatul regional de basket Moldova, băieți, antrenor 19, sezon 2022-2023. Îl invităm pe domnul Bărgăoanu Dan de la CSM Pașcani. Domnul Flanariu Vasile. Domnul Flanariu Vlad, la Societatea Sportivă de Vântă Mare Suceava. Domnul Flanariu la Academia de Basketball de Suceava, domnul Tiperciuc Andrei. Doamnele trenii, vor fi oferite liderilor acestor patru echipe, în ordinea următoare, Nuțu Alex, CSM Pașcani, Juncana Ustelian, după ce vă pun detalii la tot.
Tudor, vin să o fix onorul, scoate-te. Medalii cu pașul locul 3 la această ediție se oferă Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpul Lung, Moldovenesc. Locul 2, medalie de argint, cupa de locul 2, Asociația Sportivă Ștefan cel Mare. Ceau.
Stai, Patrick. Așa. Da, 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 la cei care au decanul de vârstă dintre profesori. Vă rog să permiteți să mulțumim tuturor participanților pentru efortul pe care l-au depus la aceste două zile, dar am venit să mulțumim organizatorilor. Dacă nu le mulțumim, nu are cum să le mulțumească. A fost un efort consistent, destul de costisitor în același timp. Totul este bine că se termină cu bine. Felicitări tuturor, felicitări domnul profesor, felicitări pentru mine și Monica, au putut organizați un asemenea turneu. Sper ca în următorii ani scolari să reușim să organizăm la fel de frumoasă turnee, în așa fel încât copiii care participă la aceste meciuri să aibă satisfacție. Vă mulțumesc! O duminică plăcută! Liber! Nu mai lăsați să facă.